cum diavolul intră și cum iese din oameni. Și veți înțelege cât de serios unii oameni sunt influențați de diavol și veți înțelege cum această problemă poate fi rezolvată. Astăzi, oamenii au percepție pervertită. Pentru unii să alunge diavolul înseamnă să folosească anumite amulete, pentru alții să țipe, unde să țipe mai tare înseamnă că acolo pleacă diavolul, pentru alții să spună anumite încantații, pentru al patrulea să frecventeze anumite întâlniri și poți să-i numeri, să spui foarte multe. Pentru alții să mergi undeva, să scaldi într-o apă sfântă, alții să spună o rugăciune specială sau să mănânci un kilogram de pământ sfânt, ca diavolul să plece. Multe lucruri putem enumera, dar problema este că chiar și creștinii descad în această plasă. Pot să vă arăt clar aceste lucruri, deoarece ei nu înțeleg și nu își cunosc vrăjmașul. Dar cea mai mare problemă este că ei nu ascultă pe cei care deja îl cunosc, care deja au înțeles, l-au biruit pe acest vrăjmaș, știu cum să o facă și au rezultate bune. Oamenii de multe ori ascultă pe oricine, dar nu pe cel pe care trebuie. Și fac orice, numai nu ceea ce trebuie, ca să biruiască pe adevăratul vrăjmaș din viața lor. Amin? De aceea este important să ascultăm oamenii care își cunosc vrăjmașul cu adevărat. Ei pot să lupte mai eficient. Amin? Amin? Ei înțeleg cu cine au de-a face, știu cum trebuie să fie făcute lucrurile, cunosc căpcanele lui, deoarece ei cândva au fost acolo. Ei cunosc foarte bine toate lucrurile din interior. Odată am mai spus această predică, se numea Alungarea Diavolului, a avut în jur de 3 ore și vedem că oamenii și până acum se uită, se abonează. Am întâlnit un om care mi-a spus, am ascultat de 40 de ori și mi-a ajutat și mă ajută. Și aș vrea să continui mai mult să descoper și mai clar lucrurile despre care s-a vorbit, ca să umblăm în biruință reală. Am să vă arăt un exemplu simplu. Cine a văzut vreodată magneți? Știi ce înseamnă? Doi magneți. Dintr-o parte ei se atrag, dar dacă întorci, deja se resping. Ați văzut? Iată, de exemplu, aceasta suntem noi. Tu, eu, orice om. Dumnezeu și diavolul. Țineți minte magnetul? Întoarceți-vă cu față. Când omul trăiește după Duh, când păzește cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Ei se atrag, ca și magnetul. Ați văzut un magnet? Există cum formule, teoreme există. Eu vă arăt o teoremă, o ecuație, sau puteți să-i spuneți cum vreți, cum diavolul intră și cum iese din oameni. Și veți înțelege cât de serios unii oameni sunt influențați de diavol și veți înțelege cum această problemă poate fi rezolvată și să nu permiteți ca aceste lucruri să se mai întâmple. O chestiune simplă. Iacov spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Ca și magnetul, hopa, și s-a unit. Împotriviți-vă diavolului și el se va îndepărta de voi. Dar dacă omul neglijează ceea ce se spune, îl neglijează pe Hristos, se întoarce, atunci ce se întâmplă? Ca și la magnet. Dacă ai întors magnetul, ce se întâmplă? Se respinge. Dar altul îl atrage. Și în brațele cui ajunge? În brațele diavolului. Ea s-a întors, a început să acționeze după suflet, după fire, nu mai acționează după Duh. Același om, același magnet, dar are un comportament cu totul diferit. Aici era atras, același magnet este întors și deja este respins.
Și oamenii se întreabă, oare pot fi demoni în cei credincioși sau nu? Cum să înțelegem? Care e treaba cu acești demoni? Totul este atât de încurcat. Este acest lucru încurcat? Cine a înțeles deja ceva? Eu cred că și un elev de clasă întâie poate să înțeleagă. Nu este nimic încurcat. Întoarce-te cu față. Soț și soție. Îmbrățișați-vă. Și când ei încep să acționeze după fire, întoarceți-vă. Ce se întâmplă? S-au respins și au plecat. Lena, vină încoace. Ce se întâmplă? Soțului deja nu prea este bine cu soție. El se simte bine cu alta. Dar ea tot s-a săturat deja de acest soț. Vrea să petreacă timp în brațele și cu cuvintele altuia. Ce se întâmplă? Este așa ceva? Atât de mult se întâmplă. Dar problema. Întoarceți-vă. Apropiați unul de celălalt. Dar problema este unde? Este în interior, deoarece Dumnezeu a unit soțul și soție și i-a făcut un singur trup. Aici este secretul. Aici este Dumnezeu. În Ioan 10 spune că Iisus a venit ca să avem viață și viață din belșug. Diavolul a venit ca să distrugă, să omoare, să propădească. De aceea, când asemenea lucruri se întâmplă în familie sau în biserică, cine stă în spate acestui lucru? Eu singur iau decizii, pastorul este rău, altcineva este rău. În Matei 16, începând cu versetul 15, se descrie situația când Iisus întreabă, dar voi cine ziceți că sunt? Petru i-a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Simon Petru drept i-a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferici de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vă vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarelor, că are să fie omorât și a treia zi să se învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te firească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satană, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Deci era Petru, Satana, Iisus. Ei discută, Iisus întreabă și Petru spune revelație, cuvântul lui Dumnezeu. Iisus îl laudă și spune, bravo. Iisus îl învață pe Petru. Și ce se întâmplă mai departe? Petru începe să îi contrazică, să neglijeze acele cuvinte pe care îi le spune Hristos. Adică, în realitate, în lumea spirituală, iată ce s-a întâmplat. El s-a întors cu spatele la Dumnezeu și Iisus spune, înapoi a mea, Satano. Cui spune? Lui Petru, pe care tocmai îl lăudase, căruia chiar înainte i-a spus, îți voi da cheile împărăției lui Dumnezeu și ce vei lega pe pământ va fi legat și în cer. Vă închipuiți ce autoritate? Acelui ești om, acelui ești Petru. Aici îl laudă și imediat după câteva versete, el îi spune, înapoi a mea, Satana. La același Petru. Ce s-a întâmplat? Ceva complicat? Nimic. Când Petru spune cuvântul lui Dumnezeu, când ascultă cuvântul lui Dumnezeu, când stă pe revelația lui Dumnezeu, Domnul îl laudă și îi spune ce promisiuni sunt pentru viața lui Petru. Când noi folosim cuvântul lui Dumnezeu. Când Petru începe să neglijeze, spune părerea proprie, pornește sufletul, de multe ori pornim sufletul. Ce se întâmplă?
Când pornești sufletul, ești ca și un magnet. Același magnet atrăgea încoace, dar acum respinge. De ce? Deoarece deja există un păcat. Dar păcatul și Dumnezeu nu sunt compatibile. Dar cum acest lucru se determină? Prin cuvânt. Modul cum omul, cum Petru, se raportează la cuvânt. Și atunci când el începe să interpreteze, să suprapună părerea proprie, Iisus îi spune, înapoi a mea Satanu. Spuneți-mi, deci poate să fii încredincios Satana sau nu? Și nu doar unul. Cum în acest caz să credem apostolilor, bisericii, lui Petru, lui Pavel? Doar ei astăzi s-au trezit într-un fel, sunt cu Dumnezeu, mâine altfel, înapoi a mea Satana. Ce să facem? Dar acesta era un proces. Procesul creșterii din viața lui Petru. A fost momentul când el a fost ucenic și creștea. Iisus îl laudă și îi spune, în viața ta sunt revelații. Și atunci când în viața ta sunt revelații, Iisus spune, pe această piatră, și aici vorbește concret despre Petru. Nu doar despre sine, că el este o stâncă, dar și despre Petru. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Spuneți-mi, putem să ne dăm seama vizual pe ce pietre se zidește o biserică? Sau dacă ai venit în biserică, să vezi cine este piatră, baza bisericii. Sunt în biserică pietre, doar nu că a șuierat cineva și tot s-au adunat. Sau poate există pietrele de bază, pe ce ea se zidește. Sunt niște oameni, înțelegeți? Și Iisus arată, cum să ne dăm seama? Foarte simplu, te uiți la pietre. Dacă aceasta este o piatră a lui Dumnezeu, atunci pe piatra lui Dumnezeu se zidește biserica. Dumnezeu își zidește biserica. El l-a luat pe acest om, pe Petru, și l-a folosit ca și piatră. Exact la fel, Tatăl l-a luat pe Iisus ca și o piatră de căpătâi și a început să zidească biserica. Pe urmă a luat apostolii și exact la fel. Exact la fel până în ziua de astăzi. El ne cheamă ca să devenim pietre, ca să ne ia și să ne pună în temelie, să ne folosească ca pe noi se poate să fie zidită biserică. De aceea este destul de simplu să înțelegem cine cu ce se ocupă în biserică, unde este biserică, unde nu este, cine zidește, cine nu. Mai mult decât atât, Iisus deodată arată ce promisiuni mărețe El dă, ați văzut? Ce promisiuni mari îi dă lui Petru. Oamenilor care sunt pietre, autoritate, El spune ce veți lega pe pământ, aceea va fi legată în cer. Adică rugăciunea lor are putere, atitudinea, părerea lor poate să meargă în conformitate cu cerul, cu împărăția lui Dumnezeu. Ce acești oameni vor lega, vor interzice, va fi interzis în ceruri. Ce vor permite, va fi permis în ceruri. Mi se pare că este destul de simplu să ne uităm la viețile oamenilor și să vedem cine și-a jertfit viața pentru mântuirea oamenilor, pentru zidirea bisericilor și pe cine se zidesc bisericile. Cine jertfește viața pentru salvarea oamenilor. Putem să înțelegem aceste lucruri cu siguranță. Mai departe, El continuă și spune, cine își va pierde viața sa, acela o va câștiga. Dar cine nu va rezolva problema sufletului, cum a fost lui Petru, acela o va pierde. Tot acolo, în Matei 16, este scris, pe această piatră, pe Petru, pe oamenii pe care Dumnezeu zidește, El spune, voi zidi biserica mea și porțile locuinții morților nu o vor birui. Nu pot să vă povestesc despre toată experiența pe care am avut. Mulți oameni se uitau la experiența mea sau la ceea ce am fost în viață și doar din acest motiv se pocăiau sau nu făceau rău bisericii sau credincioșilor. Au fost multe întâmplări diferite. De aceea este foarte important când îți cunoști vrăjmașul în față. Cine este vrăjmașul nostru? Cum se numește predică? Înapoi a mea Satanu. Iisus a spus că vrăjmașul nostru este diavolul. El este vrăjmașul omului. Amin.
Și problema este că mulți oameni nu își cunosc vrăjmașul. Dar cea mai mare problemă este că ei nu ascultă pe cei care deja îl cunosc, care deja au înțeles, l-au biruit pe acest vrăjmaș, știu cum să o facă și au rezultate bune. Oamenii de multe ori ascultă pe oricine, dar nu pe cel pe care trebuie. Și fac orice, numai nu ceea ce trebuie, ca să biruiască pe adevăratul vrăjmaș din viața lor. Amin? De aceea este important să ascultăm oamenii care își cunosc vrăjmașul cu adevărat. Ei pot să lupte mai eficient. Amin? Amin? Ei înțeleg cu cine au de a face, știu cum trebuie să fie făcute lucrurile, cunosc căpcanele lui, deoarece ei cândva au fost acolo. Ei cunosc foarte bine toate lucrurile din interior. Haideți să ne rugăm, să ne ridicăm. Iisuse, drag, mă pocăiesc că viața mea pe primul loc era orice, numai nu Tu. Te rog, ajută-mă, revarsă peste mine Duhul Sfânt, ca să pot să cresc spre mântuire, ca setea mea după cuvânt să fie mare și să iubesc cuvântul Tău ca un lapte duhovnicesc, ca un prunc iubește laptele și crește. Doamne, dă-mi creștere, înmulțire, să se termine acest blestem al nerodirii, să se termine materialismul în viața mea. Dă-mi să capăt fericire în Tine, Doamne. Mă lepăd de duhul iadului, de duhul morții, de toată desfrânarea din sufletul meu, care se lărgește ca și locuința morților. Mă lepăd de aceste lucruri și îmi dedic viața lui Iisus Hristos. Eu spun, Iisuse, ești fericirea mea, ești partea mea, ești Domnul meu. Doamne, cu adevărat doresc să fiu piatra pe care zidești, nu doar un gunoi, dar piatră. Ajută-mă să devin puternic, stabil în mâinile Tale, tare. Doamne, Îți mulțumesc că iei de pe mine tot blestemul păcatului. Mă lepăd de păcat, de legături și dependențe sufletești. Enumeră acum lui Iisus de care lucruri te lepezi, fie alcool, pornografie, gânduri, necurăție în gânduri, judecată continuă, bârfă, minciună, dependențe, de jocuri, de filme, de orice, de materialism, enumere-i toate lucrurile și spune: Iisuse, eu dau toate lucrurile pe cruce. În numele lui Iisus Hristos, dau pe cruce să fie răstignite acolo. Sufletul meu să îți aparțină Ție. Îți mulțumesc că mă sfințești acum. Ridic mâinile și te rog, toarnă Duhul Tău peste mine. Amin.